Primarul municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulin, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că în perioada imediat următoare va începe dezinfectarea unităților de învățământ și a instituțiilor aflate în subordinea primăriei. De asemenea, vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Valentin Barbu, a declarat că în momentul de față, Spitalul Județean Călăraș nu este pregătit cu aparatura necesară pentru a face față unui număr mare de persoane infectate cu coronavirus. La nivelul municipiului Călăraș nu există un caz de coronavirus. Este foarte clar. De asemenea, vă pot spune că sunt 15 persoane, 26 de persoane la domiciliu, da, autoizolați. Și în carantină? 16. 16 la Hotel Perla? Da, la Hotel Perla. Unde? Deocamdată doar acolo vor fi cazați? Doar la Hotel Perla? Sau se va extinde? Acum depinde. În momentul ăsta acolo sunt, da? Și acum s-a hotărât la nivel județean mai multe locații unde, în cazul în care, Doamne ferește, vor mai apare să fie carantinați în acele spații. Am înțeles că mai sunt devenit din Italia, dar să vedem cum mai vin destul de mulți cetățeni. Sunt vorbe. Iar vor fi preluați de jandarmerie și verificați la aici în Călăraș. Dacă se va carantina, sigur că fi. Sau autoizolat la din punct de vedere al atribuțiilor pe care noi le facem, am avut o ședință la altă de dimineață cu Comitetul de Urgență Local, în care am propus niște măsuri, ne-am pliat pe măsurile pe care ieri Comitetul Județean de Urgență le-a luat, în sensul că am făcut un grafic pentru dezinfectarea tuturor unităților de învățământ. Dezinfectarea spațiilor de joacă. S-au făcut echipe mixte care s-au deplasat în tren să vadă dacă cei care sunt autoizolați respectă obligațiile pe care le are. De asemenea, facem un program de dezinfecție la în cadrul instituțiilor pe care noi le avem în subordine. Astăzi avem încă o ședință în care vom prezenta graficul de desfășurare a tuturor acțiunilor de dezinfecție, cât și întâlnire cu toți directorii pentru a găsi posibilitatea financiară de procurare de dezinfectante. Pentru că este foarte clar, la ora actuală nu se mai găsesc aproape pe nicăieri, dar în schimb, în momentul când începe școala, trebuie să fie apăziționați cu acești dezinfectanți. De asemenea, vom vedea la fața locului ce probleme sunt de rezolvat și vor rezolva. Dar, în schimb, noi ne facem treaba din punct de vedere al dezinfecției pe care trebuie să facem la nivelul municipiului, inclusiv la unitățile de alimentație publică, atribuie să adrese, inclusiv la fiecare sunt în spații de joacă pentru copii din cintă, se ia măsuri pentru dezinfecție. Tot ce se depinde de noi, facem. Inclusiv la blocurile pe care le avem în subordine, până cinerea centrale termice. Noi am început activitatea de astăzi și vom desfășura inclusiv săptămâna viitoare. Numai o secundă, ar trebui și voi ca presă și chiar din guvernul dacă trebuie să conștientizați populația că nu e de joacă. Prin comunicate, prin ce dați voi, prin activitatea specifică a presei, este bine. Ați văzut că și la nivel național, și pe televiziuni, și pe intervenții, sunt tot felul de filmulețe care arată ce trebuie să facă. E bine voi și pe calea undelor și la televiziune să promovați aceste măsuri, pentru că trebuie să ne apărăm. Vinând în Italia, oamenii care sunt sau nu sunt bolnavi. E adevărat, oamenii vin acasă. Unde sunt? Într-o stare de război, putem să-i spunem că asta e o stare de război în ghilimele, oamenii vin acasă, n-au unde să ducă în altă parte. Numai că aici trebuie să conștientizeze un lucru, că trebuie să intre imediat cu analize și la momentul oportun să intre în carantină. Nu putem să venim acasă de frica coronavirusului din Italia și să ne îmbolnăvim acasă toată familia. Păi, dumneavoastră aveți dreptate, dar cartierul Mircea Vodă Livada este plin de oameni veniți din Italia și nedeclarați. Deja mi se pare că este un pic scăpată de scumpă. Sunt sezizări în spațiu public
Călărășeni, chiar membrii PNL, da, care afirmă, au venit vecinul din Italia cu copii, cu tot, copii sunt în parc la joacă și... Dar și comitetul local nu se poate autosesiza, să verifice, să mergă cineva să vadă care deci, sunt. Deci, eu unul, dacă am o informație, deja am purtat discuții cu cei de la DSV și cu prefetul pentru două persoane. Într-o zi și încă două în altă zi. Eu n-am auzit, că de, acum în ultima perioadă mă duc pe Facebook. O să vă spun și numele persoanei. Da, chiar te rog, și dacă voi aveți cunoștințe de persoane care stau în anumite zone, vă rog frumos să mă informați, că dau mai departe... Și tot ceva, când menționa domnul Filipescu... Comitetul nu are ce să facă, că nu ia comitetul. Și primăria trebuie să spună că, deși spațiul de joacă este dezinfectat, recomandarea este să stea acasă, că oamenii înțeleg că dacă le-a dezinfectat, trebuie să mergem să ne jucăm, mai ales fi frumos afară. Eu cred că oamenii au citit atât de multe mesaje. Ați prins că nu înțeleg oameni. Nu? Parcul e greu, erau pline. Adică, astăzi o să aprobăm un comitet niște prieteni, nu prieteni, niște afișeni care... Dacă ei sunt la oaltă, ce le facem? Îi lăsăm așa? Cum? E responsabilitatea tuturor. Și cum ar trebui, după părerea voastră, să facem fiecare bujil, fiecare persoană? Noi nu avem cultura asta într-o situație în care o trăim acum. Deci, fără... Nu avem cultura asta. Voi, de exemplu, ce sfaturi ne-ați dat? Pentru că nu există. Nu există procedură. Să interzică accesul serios. Dar cine ar putea? Dar cine ar putea să interzică? Am putea să punem într-un om? Ideea e că nu există asemenea soluție. Deci singura soluție e să conștientizăm cu toții, da? Că suntem într-o situație de criză, într-o problemă și va trebui ca fiecare să ne protejeze. Prin spălări de mâini, prin izolare, dacă este cazul, prin studierea mediului și a spațiului în care ne mișcăm. Dacă așteptați toți numai primăria și numai poliția locală, scuzați-mă, nu o să putem să facem. De responsabilitate, n-am să așteptăm. Responsabilitatea este a tuturor în momentul ăsta. Nu este a primării sau numai a primării sau numai și varianta, mai puțin. Există și varianta, la un moment dat, așa cum s-au închis școlile, să se închidă și parcurile, că nu este ceva căzut, numai puțin, că nu-i ceva căzut din cer. Dacă consider că parcul este o zonă în care se poate transmite boala, îl încercuiești și cu bandă de aia și nu intră în parc. Parcul bine era plin de copii. Probabil vorbenie, nu regim, 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 poate lua această hotărâre început de azi sau de mâine. De a interzice accesul în spațiile publice, inclusiv în parc. Din ziua noastră și se aplică. Vreau să vă spun că deja se închid popoarele. Oboarele! Am dat ca măsură și o să dăm ca măsură și aceste spații de joacă închise pentru că să nu se mai deslucă nimeni. Problema e nu numai la noi, că noi o să facem conștientizare de tot aceste informații. Dar știți care e problema? Că părinții nu conștientizează faptul că atunci când duci copiii într-un spațiu unde sunt mai mulți, se pot împotrivi unul de la celălalt. Dacă trebuie să vin la el acasă să-i faci, spune, nu mai ești cu copilul afară. S-au transmis mesaje la nivel național, la nivel local. Nu mai scoateți copiii afară. Astăzi citeam un mesaj în care scria foarte clar cea mai bună metodă să ne păzim este să stăm în casă. Da? Dacă noi nu... Burci, credeți că numai eu l-am citit, l-am citit toată lumea. Dacă noi nu înțelegem acest lucru, puteți să vorbim în fața... Puteți să vorbim în fața camerelor de la vedere și în fața voastră zeci de ore. Lumea nu vrea să înțeleagă. Stați acasă, te duci în de mâncare și stai acasă. Acum s-a flexibilizat și programul. Unu. Doi. Copiii stau acasă. Deci se dă posibilitatea părinților să rămână acasă. Păi despre ce vorbim? Comitetul s-a locat în situații de urgență. Ce responsabilitate are? Nu ne poate să meargă. Asta se poate să eu n-o hotărâre, dar fac cliente, merg pe stradă și le spun. Păi asta și făcut până acum. Păi până acum ce am făcut? Asta le-am făcut. Poate nevoie și de unele noi, asta spun. Care noi? Și la altele.
să închideți partea. Adică se poate? Exact, se poate. Cum să? Din vorba se poate de orice. Nu se poate, din fapt, o hotărâre. Știu că spitalele nu sunt în subordinea primăriei, sunt în subordinea Consiliului Județean. V-ați ocupat până nu de mult. Le-ați avut în subordine spitalele. Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că suntem pregătiți? Pentru nebunia asta cu coronavirus. Nu, nu suntem pregătiți. Avem aparatură. Foarte bine, avem, dar nu să vă spun. Gândiți-vă că la ATI, la secția de terapie intensivă, deși s-au făcut adrese, că dacă tot vine necazul ăsta peste noi, să încercăm să luăm niște aparate de ventilație și așa mai departe. Ele sunt în total 20 de paturi. Dacă, Doamne ferește, să există un plan, dom'le, la planul stăm bine, planul alb, planul roșu, planul care vreți, îl am pe birou, pe masă și dacă se întâmplă, ați văzut ce s-a întâmplat la colectiv. Nu suntem pregătiți să facem față. Asta cu carantina, de exemplu, și Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a spus. În momentul în care spațiile de carantină la nivelul județului sunt vreo 870 de locuri, vor fi pline toate, există măsura de carantină la domiciliu. Dacă pandemia va exploda, acolo vom ajunge. Să ne ferească Dumnezeu, nu suntem pregătiți. Nu au fost italienii sau nu sunt francezii care stau mult mai bine cu sistemul lor sanitar decât noi. Deci asta e realitatea. Ne vom descurca cum ne descurcăm de obicei, scapă cine poate. Din punctul meu de vedere, nu suntem pregătiți. Dacă în Spitalul Județean, în blocul de infecțioase, avem 3-4, despre ce vorbim? Dacă vine al patrulea, ca ce faci cu el? Îl trimiți la Matei Bal sau la Constanța. În momentul în care la Matei Balci sunt pline toate spațiile de carantină sau de tratament, că de fapt îi transmiți acolo când se confirmă că e infectat. Dacă la Constanța se umple și spațiul ăla, există planul C, ăsta cu 3-4 la Călăraș, ce faci după ce se ocupă toate spațiile, vă întreb. Și nu va exista posibilitatea de a-i trimite în străinătate. Evident că vom ajunge la fel ca în Italia să fie. Cine trebuie să ia măsurile? Da, pentru suplimentarea patru, normal. Comitetul Județean de Situații Speciale de Urgență, împreună cu Ministerul de Interne, împreună cu Ministerul Sănătății, pot lua anumite măsuri temporare să creezi niște spații, dacă ai acest disponibil, în anumite alte secții din spital, cronici sau, eu știu, altă secție. Unde are... Cine? Unde merge? Comitetul Județean de Situații se întâmplă la prefectură. Și cred că s-au fost convocate peste 10 comitete județene. Fără presă. Și voi vă uitați. Da, vreți să aveți sprijinul cetățenilor și a presei, dar fără presă. Într-o situație foarte gravă. Foarte gravă conchetie. Eu n-am văzut niciun comunicat de la așa. N-am văzut niciun comunicat, păi și dumneavoastră spuneți acum că sunt 3-4. Foarte grav, da? Că conducerea aceasta, conducerea Spitalului Județean, conducerea Consiliului Județean al Primării, trebuie acolo, pe strada aia unde se întâlnește Comitetul ăsta de Urgență. Cât va interveni etapa de alertă, probabil, eu am fost ieri în Comitetul Județean de Situații de Urgență, deși nu sunt convocat. Trebuia să fie Vasile Iliuță, care reclamează peste tot că are grijă de cetățeni, dar din 10 comitete de asta n-a fost decât la unul singur. Eu nu sunt convocat, am spus, fraților, dacă nu vine, convocați-vă pe mine, poate vă pot ajuta cu ceva. S-a luat o decizie ca printre celelalte spații să dăm și cu pontonul ăla, care, nu știu, 10 cabine pentru 10 eventuale carantinați. Deci, mai acolo mai rău să îmbolnăvesc decât să nu știu dacă se îmbolnăvesc sau nu se îmbolnăvesc. Dar vă spun, există, se convoacă, se iau niște măsuri. Să ne spună și nouă. Frate, 3-4. Păspeța asta care a spus-o. Măi, Nelule, nu speculații putem să facem cu situația de genul ăsta și tot felul de discuții anexe. Noi nu facem altceva, sau nu trebuie să facem nimic altceva decât să ne păzim populația. Corect. Cu orice fel de mijloace, că sunt antidemocratice, cum spune colegul vostru, da. Că sunt democratice, stați în stări de urgență să iau măsuri drastice. Nu stă nimeni să mai uite la democrație când e vorba de salvat de țări. Păi una dintre măsuri să... Lasă-mă să vorbesc, mai vorbim peste mine. Deci, ceea ce trebuie să facă Consiliul Local și Consiliul Județean este să-și protejeze populația.
indiferent ce e nevoie să faci. E nevoie să închizi cinematografe, parcuri, muzee, le închizi. Pentru că asta e singura soluție. Voi nu vedeți că întreaga lume nu e pregătită de așa ceva? Toată lumea asta e în alertă. Da? Nu au fost în stare în atâta timp, nu au fost în stare, poate că n-au nici timpul necesar să găsească un vaccin, să găsească ceva care să remedieze sau să stopeze virusul ăsta. Rezonant. Cine l-a inventat și pentru ce a inventat acest virus? Că ăsta n-a apărut așa, a venit din spațiu pe cârca unui meteorit. S-a gândit foarte bine. Ce trebuie să facă, da? Nu intrăm în speculații de altă natură. Dar orice e de făcut, trebuie făcut. Indiferent că unii se supără, indiferent că altor le pică bine. Dar trebuie să luăm o măsură antidemocratică și în loc de 3-4 să avem 24 acolo. Asta este problema de organizare. N-a trecut nimeni pentru o pandemie, n-a trecut nimeni prin stări de urgență de asemenea de 30 de ani încoace, în așa zisa noastră democrație, ca să știm exact care sunt pașii. Vă spunea Vali că Italia, care e super democratică, Franța, Germania, așa mai departe, astea au zis ce a declarat Madame Merkel? 60%. De 60% și-a preluat în populația Germaniei se va infecta. Păi dacă ești face o declarație, eu aș putea gândul ăsta. Cum să faci o declarație de genul ăsta să-ți bași țara în... Ea pleacă, îi se termină mandatul, o doare în cot. Să vină Latu să o rezolve. Cam cum face și PSD-ul cu noi? Să vină Orban să rezolve coronavirusul care l-am adus de pășe, stai că într-o cutie în România. Dar așa este, așa o să se ajungă, la 60%. Se va ajunge, noi trebuie să ne pregătim, nu că ceea este acum, ce acum e poezie, trebuie să ne pregătim pentru ce urmează. Și cu cât suntem mai activi și mai atenți să întrerupem orice fel de acțiune care nu se pregătează în condițiile astea, cu atât suntem mai acoperiți. Vor fi interzise, nu că le interzicem noi înșine de bună voie. Vor fi interzise cu siguranță. Și ajungem la carantina la domiciliu, domnul Balașa. Da. Stați? Sunteți de acord cu 14 zile la domiciliu? Da. Acolo nu ajunge. O să vedem.